noi, Actualitatea e bună în România. Actualitatea a fost aseară și a fost o ediție, una dintre edițiile spectaculoase ale lui Tudor Mușat. Vă invităm să le urmăriți de la ora 21. Astăzi urma, așa cum v-am anunțat încă de la finalul emisiunii de ieri, să ne înfățișăm în fața Consiliului Național Audiovizualului în cazul domnului Bode. S-a făcut acea plângere de sute de pagini în legătură cu această emisiune pentru a ne explica, mă rog, am fost chemați acolo la CNA. S-a amânat pentru marți. Între timp, domnul Bode a avut treabă. Astăzi a fost la o reuniune informală a Consiliului Jai în Suedia, s-a adunat cu miniștrii de interne de până Uniunea Europeană, s-a adunat acolo și hai să urmărim niște imagini pe care le-a publicat chiar domnul Bode la dânsul pe pagină în legătură cu această chestiune. Deci s-a adunat acolo domnul Bode și a dat să-și facă și poze cu lumea. Deci a fost foarte fericit, de mult nu l-a mai văzut atât de fericit pe domnul Bode, care are la nivel local numai necazuri. Deci numai și numai necazuri. S-a simțit acolo ca în elementul său domnul Lucian Bode, domnul doctor Lucian Bode, s-a fotografiat cu lumea. Vai, dar ce a fost acolo? Ia uitați-vă și noastră dacă putem să și zoomăm pe această imagine spectaculoasă. Cu domnul Bode fericit. Dar cu toată lumea, bă, la fața locului. Știe cu oamenii pe acolo, vezi că e influent. Uite-l aici. Deci asta este, dacă vrei să faceți o poză cu mine. Dacă vrei să vi-l povestesc pe domnul Bode într-o imagine, asta este imaginea domnului Bode, domnul doctor Bode. Ia uitați-l îmbrăcat, foarte elegant, țiplă cum ar veni, stă așa în poză. A ajuns mare în Da, oamenii ăștia știu cum se pozează? Probabil că așa e. Păi așa e obicei. Și avem o sursă acolo la consiliu. Și ne-a zis că toată lumea a fost mirată când a venit lupul etnic fără Cornelia. Auzi, dați-l apoi un pic. Dați-l apoi poza anterior. Domnul Bode s-a pozat cu cineva lângă ușă. Unde i-a prins? Cum prindea pe cineva și făcea o poză. Domnule, dacă puteți să faceți o poză cu mine. Părea un fan. Deci aveai senzația de fan. Vă urmăresc de mic. De mic vă urmăresc. Am fost la toate concertele dumneavoastră. Bună seara, domnul. Haideți. Deci senzația asta este în legătură cu domnul Bode. Foarte fotografia domnul Bode. Că este fan de mic, de mic vă urmăresc. Uitați-vă la figura lui, spuneți-mi dacă sunt eu nebun. De mic vă urmăresc, sunt un mare admirator al poliției. Mă iertați că sunt puțin emoționat. Sunt un pic emoționat. Dar nu mă așteptam să vă întâlnesc și așa o mare plăcere. Hai, dacă aveți 5 minuțele. Eu am un mare necaz acum. Ce se întâmplă? Da. Niște oameni de la București. Ia să că vă arăt dosarul meu de doctorat. Uitați-vă dacă dumneavoastră vă găsiți ceva plagiat aici, nu mai zic. Dați mare pe ecran poza că e frumos. E păcat să vă. Dar și celelalte poze puteți să lăsați să ruleze. S-a dus domnul Bode acolo și a făcut foarte mult fotografii, pentru că fotografia are un avantaj în fața înregistrărilor. Nu se aude. Fiind fără sonor, nu ești obligat să vorbești în niciun fel de limbă străină, proprie, personală. Avem, în schimb, și niște imagini în mișcare, înregistrări video, le numim noi, în termen de specialitate. Cum le explică? Dar la toaletă n-a prins pe nimeni care haideți, dacă se poate. Nu, nu vă mai spălați pe mâini. Faceți așa o poză cu mine. Haide, uitați, uite, pe ăsta l-a prins cu ambele. Pare că la cap, ăsta e foarte important, l-a prins cu toate mâinile. Nu, dați-mi mâinile aici, domnul Bode, ce vrea să vă comunice? Domnule, știu lumea pe acolo, mă înțeleg bine, vorbesc, deci toată lumea mă iubește. Sunt foarte îndrăgit. Uitați-vă un pic la domnul Bode aici în imagine. Uitați-l acolo ce a făcut. Acum, iar avem niște imagini. Nu auzim discursul, pentru că am fi curioși. Care discurs, doamne? Nu vezi că vorbește în engleză? Folosește ambele mâini. Folosește ambele mâini în limba engleză. Pare că gesticulează în limba română, domnul Zafir. Dar cine știe ce îi spun oamenii ăștia? Îți spun eu ce îi spun, că am o intuiție. Păi ei îi spun orice întrebare, de ce râde el? Că nefiind vorbitor de limbi străine. Eu n-am altă abordare asupra acestor imagini. Nu înțeleg cum ar fi putut să se desfășoare altfel dialogul decât așa. Oamenii aceștia de aici din jurul domnului Bode, adunați în jurul domnului Bode, îl întreabă: "Ha, tot pe tine te-au trimis?" Deci practic vezi să scrie, ești vedetă. Ești vedetă. Cel mai tare. Zice: "No." Da, eu sunt convins că domnul Bode nu e sigur. Atenție, aici vrei să explicăm, aici e opinie, nu este o interpretare. O interpretare personală. O interpretare subiectivă. A unor înregistrări publice în cadrul unei emisiuni de satiră politică pe un ton umoristic zeflemitor, dar care nu trebuie... Am citit eu într-o motivare de instanță, dar mi-s o judecătoare de la Curtea de Apel București. Tonul jurnalistului a fost unul zeflemitor. Am înțeles. Am înțeles, doamnă, să-mi faceți încadrarea penală pe zeflemea. Lasă-mă cu Curtea de Apel București. N-aș vrea să fiu condamnat pentru zeflemitor. Pentru zeflemitor. Dar, în schimb, vreau să urmărim aceste imagini. Noi încercăm cumva să-l facem pe domnul Bode. Vedeți că e în favoarea dânsului ce i se întâmplă acolo. Pare un om simpatic. Deci, dacă trebuie să pară într-un fel,
competent, am văzut din consecințele acțiunilor domnului sale, competent nu a apărut, da? Este opinia ta, domnul Buzean. Doctor, am văzut că opinia celor de la Babeș Bolyai. E opinia lor, domnul Buzean. S-a mai rectificat între timp, dar sincer vorbind, uitați-vă și dumneavoastră ce sigur pe el este, pare un om simpatic. Uitați-l cât de bucuros este în legătură și îi spune și câteva cuvinte, domnul Zanfir, dacă puteți să urmăriți, este exact... Yes. Uite-l! Da, domnule, da, nu mai vorbi. Steven Seagal? A începutul anilor 80? Deci, să trăiți? Că a fost instruit... Yes, nu mai mă lasă, mă, că yes! A fost instruit să zic că yes... Că suntem înregistrat, ia! Dar problema e că... problema, domnul Zafir, nu e că este. Problema este că nu intră. Salut! Nu, i-a zis salut! Salut! Dați înapoi înregistrarea! Salut! Bă, vezi că salut merge în toate limbi. Ia, yes! Salut! Merge și... Ia să citim pe buze, ce zice? Vine aici fericit? Salut! 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 Bă, n-am crezut, mă! Și ăsta zice, e tot ok? Deci am crezut că ce spui este o chestie zeflemitoare. Nu! Aici era chiar informare. Deci, nu, în momentul... Hai, mai vedem! Salut! Salut! Și acum îl întreabă și el ce zice? Da! E tot ok? Yes, ok. Vă repet, problema nu este cu faptul... De unde se ești noi, când ai intrat? Yes. Pare că dacă ar fi știut un pic de română, interlocutorul ar fi putut să dea o replică de genul. Bun, situația este extrem de tensionată în continuare privind intrării României în spațiul Schengen. Trebuie să explicăm lucrul acesta. Mi s-a părut că s-a relaxat. S-a relaxat, nu se poate. Tensionată. Bă, dar nu pot să mă concentrez. Când o vine Bode așa, ca Steven Seagal cu spatele meu, tu știi, mă, filmele cu Steven Seagal? Mergea aruncându-și mâinile stânga și dreapta. Mersul este așa. Dumneavoastră ați văzut că... Ia dați-l, bă, ia dați-l pe domnul Bode. A, nu, domnule, astea când vorbește în engleză cu ambele palme. Dați-o pe aia altă, că merge frumos. Păi, domnul Zafir, să explicăm. Și acum, zi-o! Salut! Salut! Dar dumneavoastră ați remarcat că... Hai că mai băgat 50 de pagini la reclamație. Deci Putin când merge, ați văzut că nu-și mișcă decât o singură mână. Băsescu nu-și mișca niciuna. Bode le mișcă pentru toți. Domnule, mișcă, Bode mișcă tot. Deci uite așa face, mai are un pic de... Vorbitor fluent limbi străine din încheietură, vorbea în timp ce mergea. El probabil așa-i saluta. Hello! Sărumărușite la doamnă! E foarte bine ce s-a întâmplat aici. Bine. Ce-mi pare rău e că eu fac colecții de autor. Și de regulă, la autorii ăștia mai importanți, cumpăr absolut toate volumele publicate. Așa am eu, nebunia asta, îmi place să-i strâng. Mai puțin la Nicolae Iura, l-a scris. Deci colecționar de cărți. Da. Colecționar de cărți. Și acum primesc o veste dureroasă. Nu o să vă vine să cred. Am tot sperat că e un fake news nenorocit. Dădeam refresh pe pagina domnului Ciprian Ciucu să reclame o falsificare grosolană, o plastografie a știrii, nu? Înțeleg că nu voi avea ocazia să achiziționez o lucrare esențială în domeniul securității energetice publicată de doctorul Lucian Bode, dacă ai auzit de dânsul. Am auzit de dânsul și e greșită abordarea. Deci mai găsesc volumul? Încă se mai găsesc volume. Este nebunie în acest moment. Să mă duc în seara asta să văd în neba. Da, este nebunie. Sau de pe Piața Neagră, poate s-o comercializa? Dai seama că o să se dea pe sub mână acum. Deci tocmai asta e ideea, că nu se mai găsește. Este exact ca la scăderea producției de petrol. Domnule, vor costa din ce în ce mai scump. Deci, practic, este o mișcare menită să ridice prețul. Va trebui să cunoașteți pe cineva ca să faceți. Nu, dacă vă știți cu cineva... Dacă aveți cunoștință în domeniu, Doamne ajută, dar e greu. Pentru că, domnul Bode... Cărți mai aveți? Cărți mai aveți? Cărți mai aveți? Buc? Da. Nu mai aveți? Câte mai? Una. Cuvinte scurte. Nu e niciun cuvânt pronunțat rotund acolo. De ce? Ia să înțeleagă. Ce a zis? M-am fi zis ceva care poate suna la un moment dat ca un cuvânt în limbi străine. Revenind la informația momentului, domnul Buzeanu, pentru că nu vrei să o spui, știu, te doare și pe mine mă doare și pare că pe Bode îl doare de tot ce spunem noi, dar nu unde ne-am fi dorit, în orgoliu, ci îl doare în cot. În cot, asta vreau. Speream că nu zici ceva... În cot. Da. E foarte bine, cot. Da. Domnul Lucian Bode... În primul rând, asta e opinie că îl doare în cont. Nu știm, nu avem informații certificate că ar avea... Era o zeflemea. Pentru că era o atitudine zeflemitoare. Atâta vreme cât se face o plângere la CNA de 100 de pagini, pare că nu doare chiar în cot. Adică vezi că cumva e un fake news pe care l-ai pronunțat. Nu, domnul Buzeanu, în primul rând, poate a fost un cetățean revoltat. Poate a fost un cetățean. Poate a fost un fan, un cititor, un... Exact, un bibliofil. Bun. Supărat că acum nu va mai găsi. Pentru ca să ajungem la informația momentului. Domnul Bode a anunțat
că își va retrage cartea de pe piață. De fapt, drepturile aparțin editurii care l-a publicat pe domnul Botez. Da. Așa, acest Titu Maiorescu pentru acest Mihai Eminescu. Cred că se și gândea, mă, cine e agentul meu literar? Mă rog, și a sunat la editură. Bună seara. Bună seara. Alo, cine e acolo? Bode. Lucian. Doctor Lucian Bode. Da. Ministrul doctor Lucian Bode. Ziceți, vreau să mă trășim cartea aia, să nu se mai găsească. Ah, gata, o... Să mă trășim, nu, aici trebuie să intervin. Nu. Vreau să retragem cartea de pe piață, dar mă trășim, că mă trășim. Acest dialog este unul imaginat, că poate ne face. Domnul, n-am niciodată să mă trășim cartea. Cum tu, afirmă bai. Acest moderator și în mod tendențios. Da. Mă aștept la o problemă și pe principiu. Și ce dracu tot râd atât? Râd lângă mine. Și se transmite ideea subliminală că eu aș fi de râs. Vezi? Da, poți să i-ai lezat demnitatea, te ia pe ultraj. Se poate și aici. Acum eu m-am dus mai departe. Am râs de mersul omului. Poate îmi face la discriminare. S-a râs de mersul omului. Facem woke shaming. Am ajuns să râdem de modul în care merg oamenii. Dacă ăsta e societatea, plângere acolo, discriminarea oamenilor care merg bălângânindu-se. Poate se va înființa o asociație a bălângătorilor mergători. Noi am prezentat apreciativ această chestiune. Adică eu l-am comparat cu Steven Seagal. Păi nu, eu l-am comparat cu Putin. Zic, domnule, cum merge Putin? Păi și Steven Seagal nu-i prieten cu Putin? Ba da, cum merge Putin, doar că invers. Am zis, domnule, deși cumva e în contradictoriu cu ceea ce e bine. Deci, practic, nu poți să spui că l-am dus într-o situație... Domnule, nu pot, dar poți să știi ce înțeleg. Nu e domnul Bode, să știți că nu-i cu răutate, nu e tot. Deci s-au retras de pe piață aceste cărți, a sunat la editură, retrageți tot. Domnule, retragerea. A ordonat retragerea. A sunat dângoarnă retragerea. S-au retras cărțile. Să se retragă cărțile înapoi în cazarmă. Da. Stai, cazarmă, că e îndrumătorul de doctorat, nu este șef la Academia SRI? Păi bă, da, păi acea militarizată. E absolut legitimă formularea. El e la Ministerul de Interne. Da, da. Are jandarmeria militarizată. Retragerea cărților, da. Retragerea cărților. Păi poate și cărțile alea sunt cu epoleți. Da. Ce orice se poate înțelege din această formulare. A, că mai vreți să achiziționați carte, eu cred că se mai poate găsi. Nu știu, dar nici pe internet nu mai poți. Nu știu, se poate îmi pare rău de tot. Eu cred că așa se încurajează domnul Zanfir o speculă. Se încurajează o speculă cu aceasta. Se crească cota pe piața neagră. Aceste mișcări sunt celebre. Uite, o să merg un weekend în piață, da. Unde se vând țigări, încărcătoare, da. Cartele și nu știu ce. Și vreau să aud cărți de Bode, cărți de Bode, cărți de Bode. Și am un individ într-un parpalac așa cu gulele. Cărți de Bode avem, cărți de Bode avem. Ce? Cum ce te interesează? Trebuie să explici. Îți deschid așa. Da, da. Am cărți de Bode, ce îți trebuie? Zic, vino mai încoace că ne văd ăștia. Ceva cu energie. Să fie bișnițar de Bode. Nu știu cu ce energie. Strategie de energie. Strategie, energie, nebunie. Bun. A, uite, n-am avut ocazia să o citesc, că nu se prea găsește. Dar nu vă recomand. Nu vă recomand să cumpărați de pe piața neagră, că poate fi o falsă lucrare de doctorat. Și pot introduce poate acolo... va fi profund viciată lucrarea respectivă. Da. Dar poliția locală te aștept să se ducă pe aici, pe trotoare, pe acolo, și să amendeze bătrânele care pe un preș așa vând cărți de Bode la negru pe marginea drumului. Poliția locală? Poliția n-are locală? Atribuții, nu are atribuții. N-are, comerțul ambulant. Dacă îmi pun două cărți cu Bode să mă salte poliția. Nu să știți că s-a retras cartea asta. Vă dați seama că e... Dar cum s-a retras, domne? Ce e Mein Kampf, dar nu mai ai voie să o distribui, că e propagandă nu știu care. Cum adică să se retragă o carte? Deci omul ăsta e doctor în energie. A scris o carte. Da. Vreau să mă documentez pe un subiect. Omul e doctor. Vrei să citești ție cărțile care nu ești doctor? Ți-am citit-o și pe aia ta. Ce vrei acum? Dar vreau să citești și pe domnului Bode. Eu o să retrag și pe mea. Dacă îi retrage domnul Zafi, dacă văd că e la modă retragerea, domnul o să retrag și eu cartea mea până la urmă. Da, ai rămas cu mai? Nu știu, probabil că mai e în vânzare. Probabil că mai e. Încă să mai vinde. Mai ai pacat, mai ai olădită. Vă dau dacă vreți. Doamne, domnul Zafi. Vreau să citești și eu ce scriu doctorii pe anumite domenii. Da. Nu se retrage. Păi cum să se retragă? Și accesul meu la informație. Vreau să mă culturalizez, vreau să mă educ. Deci vreau să tragem un semnal. Că poate multe lume se întreabă, ce fac băieții? Domne, vreți să tragem un semnal de alarmă? Da, domne. Asta e ideea, da. Opriți cenzura lucrărilor științifice. Da. Lucrările trebuie să circule. Pentru că înțeleg domnul Buzeanu, că în timp ce domnul Bode neagă acuzațiile că ar fi făcut o lucrare de citesc din academicieni de toată jena, da. Că ăsta e termen de specialitate la Universitatea Babeș-Bolyai. Așa vorbește. Cum au zis? Exact. Asta e o emisiune de toată jena. A, în sensul emisiunii noastre? Da. În sensul tezei de doctorat? No, păi nu, ați mutat. Asta e profund viciat. Azi, domnule, un pic. Păi același, președintele Comisiei de Etică, a zis că noi facem o emisiune de toată jena. De toată jena e emisiunea noastră. Dar poate avea dreptate, lui ar trebui să-i fie jena. Lucrarea domnului Bode era profund viciat. Doar profund viciat. Emisiunea noastră de toată jena, hai să nu le amestecăm. Și eu n-am înțeles. Domnul Bode zice că lucrarea nu e nici viciată, nici de toată jena, că e o lucrare științifică, ceva deosebit, e de recomandat și la copii. Da. Le dai un pic de... Ați
ați încercat. Bode. Așa. Da. Păi dacă lucrarea de doctorat e bună și tu te duci în instanță împotriva universității să ți-o aperi, e prestigiul tău academic, de ce accepți retragerea cărții de pe piață, cu atât mai mult cu cât ei nici nu te pot obliga? Cartea nu e realizată sub patronajul Universității Babeș Bolyai, e o carte pe care tu ai tipărit-o în baza, pare se, lucrării de doctorat. Păi stai un pic, acum trebuie să remarcăm un lucru. Păi deci de ce o retragi dacă tu nu te simți vinovat? Ba mai mult decât atât, pentru teza de doctorat, încerci să blochezi universitatea în instanță, deși universitatea are treabă cu doctoratul tău. Dar pe carte, când zice universitatea, s-o scoți de pe tarabe să nu se mai cumpere de la ei. Deci pare o confirmare a verdictului. Păi nu, dar de ce o retragi? Păi faptul că o retragi pare o confirmare a verdictului. Am înțeles că a publicat domnul Bode, un noi jurnalist. Da, asta mie, zice, da? Poate doamna Emilia Șercan are niște emisiunare, niște informații eronate. Poate că nu s-a retras această carte de pe piață, domnul Zanfir. Nu, poate nu s-a cerut. Informația este de la Dragoș Dacian. Deci Dragoș, nici măcar această informație nu este eronată. Nu e, domnule, eronată. Atunci înseamnă că în felul ăsta domnul Bode confirmă această evaluare. Are un punct de vedere el. Da, zice în felul, hai să vedem punctul de vedere al domnului Bode. Lucian Bode, punctul de vedere al după ce a cerut retragerea cărții bazate pe teza de doctorat. Ce zice? Zice în felul următor, că trebuie să-i citim punctul de vedere. Unde ești, mă? Deci cartea se numește așa: Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului 21, corect e al 21-lea, dar dacă ești doar doctor, nu știi. Trebuie să fii doctor docent ca să știi. Așa, România în context european actual. Ăsta-i tot titlul, scurt, ca să... A zis, vreau ceva catch, vreau să prindă la public. Scurt, să fie pe buzele tuturor. Păi hai să-i spunem, securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului 21, România în context european actual. Imediat se lipește. Nu poți să-ți... Se lipește. Putem să o folosim și în campanie. Eu vă spun că dacă domnul Prelipceanu ar fi fost rău intenționat în legătură cu domnul Bode, l-ar fi întrebat în celebra emisiune pe care a realizat... Cum se numește cartea lui? Și domnul Bode ar fi fost într-o încurcătură, vă spun, mai mare decât cea pe care o are acum... Se numește cum am denumit-o, domnule, că nu mă justific eu. Se numește cum îi zice, da. Precizez că publicarea cărții a fost un demers independent pe care l-am întreprins, da, ce nu a fost realizat sub egida Universității Babeș Bolyai, ci nici nu a fost parte a obligațiilor de natură academică pe care le-am avut în calitate de student doctorant, deci, în cadrul școlii doctorale Relații Internaționale, deci, și Studii Europene. Deci domnul Bode vine și spune ce spuneam noi, ce îi spuneam noi domnului Damian, care ulterior normal a clasificat emisiunea ca fiind una jenă. Una de toată jena. I-a spus domnului Damian, dacă nu greșesc, Dragoș Damian, nu? Nu, Dacian. Dacian, așa. Dacian. Așa, i-a spus în felul următor: domnule, această lucrare nu ține de voi, ține de mine. E o decizie personală de a o publica. Dar asta... Dar nicio legătură cu voi. Da, exact. Cum puteți să cereți ceva de a se retrage de pe piață care nu are legătură cu voi? Păi, poate e pe principiu cere și ți se va da, pentru că, uite, Universitatea Babeș Bolyai a cerut retragerea cărții, deși nu avea niciun fel de autoritate, da, și Bode a retras cartea. În schimb, putea solicita retragerea doctoratului și poate renunța Bode la doctorat. De ce n-ați încercat și varianta asta? Și nu vă mai îmbrobodiți cu articole de lege când intrați în direct, invocându-ne ba cadru legal, ba cadru moral, ca să vi se așeze pe picior discuția, să șutați dumneavoastră. Când nu vreți, mai păcăliți pe nimeni. Când vreți vorbim despre cadru legal, noi, adică, când vreți vorbim despre cadru moral. Da. Da. Apropo, domnul intelectual fin, rectorul Universității Babeș Bolyai, da, domnul Daniel David, a răspuns la ora mesajelor noastre disperate? A zis când poate să intre în direct? Nu sau? S-a răspuns aceste mesaje. E predă? Da. Are un curs acum? Are PowerPoint-ul? Bun. Hai să ne întoarcem la domnul Bode, că trebuie să-i citim potrivit normelor în vigoare. Ceea ce e foarte corect. Bun. Păi, normal, hai să citim punctul de vedere al domnului. Deci, în prima fază a spus, domnule, nu, această publicare nu ținea de Universitatea Babeș Bolyai. Apreciez în continuare că hotărârea Comisiei de Etică este afectată de grave vicii de legalitate. Deci le-a întors... Le-a întors viciu pe dos. Le-a întors, da, cu viciu. Le-a întors viciu. Sunteți viciat. Ba, dumneavoastră sunteți viciat. Este un fel de bapamătii, cum spunea Caragiale. Grave vicii de... E corect, e într-un film care nu, cu bine că public general se poate difuza, nu e niciun fel de jignită. În felul ăsta, da. Da, nu e, păi nu e nicio insultă. Ce? E o referire la... Da. Bun. Etica este afectată de grave vicii de legalitate și că măsurile dispuse reprezintă acte vătămătoare. L-au vătămat. Vătămătoare. Deci măsurile dispuse de comisie, care nu e niciun fel de măsură dispusă de comisie. Că măsura, comisia n-a dispus nicio măsură. N-a dispus nicio măsură. N-a dispus nimic. Dar măsurile dispuse, măsurile dispuse care nu există sunt acte vătămătoare. L-ați vătămat. Eu am făcut vătămare academică deosebit de gravă, incompatibilă cu viața publică. Bun, însă până la lămurirea definitivă a acestor aspecte de către instanțele de judecată, am solicitat editurii CA Publishing
unic deținător al drepturilor editoriale asupra cărții, retragerea de la difuzare și sau comercializare a oricăror exemplare, respectiv suspendarea oricăror demersuri de republicare. Că lumea cerea, dragi, ediția a doua, a treia, a patra, revizuită. Lumea zicea, domnule, mai aveți bode? Nu avem, domnule, păi dacă credeți că se dă imediat, cu precomandă mai primești bode. Bode și ăsta, Codin Maticiuc, zis Poponesc, care își mai vindea cărțile de înainte să apară. Paia cu Sile Cămătaru. Asta vreau să zic, că era cu Sile Cămătaru, deci nu cred și bode că cu cine? Poate fi comparată situația domnului doctor Bode cu... Da, vreau să... Dom'le, să sunt două volume foarte... Dom'le, ideea următoare. Nu mai găsiți cartea pe piață, da, domnul Bode a decis retragere. Asta e situația. Între timp să nu decide și retragerea noastră, că n-am mai urmărit, din intenția de a intra în spațiul Schengen. Poate se va enerva și în sensul ăsta și o să decidă retragerea. Ne retragem. Gata. Nu mai intrăm în niciun spațiu Schengen. O să vedeți că o să fie nebunița austriecii să ne bage în spațiul Schengen. Dacă vor vedea, că parcă vor să ne facă cumva în ciudă. Deci pare că dacă noi vrem să intrăm, nu se poate dumneavoastră așa ceva. Când ea să încercăm să nu ne dorim acest lucru. Eu am citat într-un comunicat de presă al domnului Bode, pe care vă dați seama că l-am contactat astăzi prin dispozitivul emisiunii. Nu a răspuns invitației noastre de a participa în direct. În schimb, în plângerea pe care spune o vom avea... Spune că nu sună nimeni, domne, nu cere nimeni niciun punct de vedere. Ni se reclamă faptul... Domnul prezentat noi în comisie toate mesajele la care ne-ați răspuns, domnul Luci. De ce nu răspunde? De ce nu vorbiți cu noi? Măcar lăsați un mesaj domnului Buzeanu pe Facebook, ca eu nu postez. Ciucu, ca domnul Ciucu. Vreți, domnul Bode, să postezi ceva ca să-mi lăsați comentarii? Că am văzut că la PNL așa se practică. Nu răspunzi la mesaje când ești invitat în emisiune, nu răspunzi la telefoane, nici în direct, nici programate, dar lași comentarii. Te-ai băgat așa pe clapete, da? Nu sunt de acord cu nu știu ce. Bun, în speranța că acest comunicat de presă a fost autentic, că poate vine domnul Ciucu și spune, nu, ăsta e un fals. Ăsta e faptă penală, nu-i comunicatul domnului Bode. Nu, dar când spui autentic, când vorbești despre domnul Bode și autentic în aceeași frază, sigur că pare că incriminezi ceva acolo. Comunicat de presă profund vicea. Bun. Acum, între timp, în schimb, avem și instituții care ne răspund. Ceea ce până la urmă e o veste extraordinară. Ce ne fac, domnul Buzeanu? Ne răspund, domnul Buzeanu. Ne răspund în cititorilor. Da. Domnul Buzeanu, îți amintești ediția de ieri? Perfect. Parcă ar fi fost ieri. Parcă ar fi fost acum 24 de ore. Da. Domnul Buzeanu, ieri eram eu ușor nemulțumit așa, între două nemulțumiri mai mari, am avut o nemulțumire mică referitoare la activitatea Agenției Naționale de Integritate. Plecând de la o situație pe care am evocat-o aici în emisiune, autoritatea de supraveghere financiară, ASF. ASF-ul. Noi am vorbit despre salariile mari de la ASF și într-un dialog cu un domn director de comunicare am invocat venitul deosebit de ridicat și ne-a spus, a arătat un pic, că exagerați. Spuneți cât câștigați. Informația e publică. Spuneți, domnule, dacă e publică, caut-o și spune-mi eu. Directorul de comunicare directorul de la ASF. Deci cel mai bine informat cu privire la chestiunile astea, nu? Că nu o să știe altcineva mai bine decât directorul de comunicare, cât câștigă directorul de comunicare. Am căutat eu în timp real, declarația era cenzurată. Adică el a publicat declarația, dar și-a acoperit salariul. După aia s-a terminat emisiunea. După aia l-am mai abordat, n-am mai răspuns, mă rog. Am intrat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, domnul Buzeanu. Și am verificat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate declarația de avere a directorului de comunicare, da? Nu e cel mai bine plătit om din instituție, dar eram curios să văd un nivel din acesta de salarizare a unui director de comunicare. Și pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, nu doar că nu era prezentat venitul de la ASF, dar nici nu erau publicate cele mai recente declarații de avere. Motiv pentru care săptămâna trecută pe vremea asta am dat un mail la Agenția Națională de Integritate și a rugat să ne trimită dânsii declarația de avere, pentru că noi nu o găsim. Pe site-ul ASF e cenzurat, deci nu o luăm în calcul. Că pe mine ce mă interesa acolo? Mă interesa venitul, nu? Bun, e cenzurat, deci nu mă aștept cu nimic declarația. Iar pe site-ul ANI nu apar aferente ultimelor perioade. Deci nu găsesc niciun salariu nici acolo. Ieri eram într-o stare de mirare. Dom'le, de ce durează atât? Câtă vreme este un demers care ar putea să fie rezolvat în 5 minute. Da. Deci pe vremuri, domnul Buzeanu, când tehnologia nu era chiar atât de avansată, lucrurile astea se rezolvau pe parcursul unei singure zile. Atât. Bun. Astăzi ne-au răspuns de dimineață, de la prima oră. Încă de la primele ore ale dimineții am fost luați cu asalt de acest răspuns. Nu știu dacă au văzut emisiunea în direct, dacă au văzut-o în reluare, dar au răspuns astăzi. Și primim două documente. Nu, primim un singur document cu niște lucruri. Să vedem documentul trimis de cei de la Agenția Națională de Integritate. Doamnei producători, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu numărul, elegant, ca vă comunicăm că... faptul că declarație de avere și de interese depuse de Daniel Apostol, dar ăsta nu-i numele complet, da? Așa știți voi, să dați o informație. Omul are două prenume și două nume de familie. Voi, bine că nu mi-a zis Dani, depuse de Dani. În calitate de director la Autoritatea de Supraveghere Financiară, sunt disponibile pe portalul declarațiilor de avere și interese de pe pagina de interes de pe internet a agenției. Fals! Că am verificat eu.
Ați plecat posta după aia. Și pot fi vizualizate până accesarea următoarelor linkuri. Avem aceste două linkuri emoționale. Acest link. Pe primul link, declarația de avere 2022. Nu mă interesa declarația de interes. Deși și aia are niște aspecte. Apostol Bârzu. Ce e Daniel? Sigur. Atâta... Bun. Haideți să mergem spre final în zona salariului, ca să vedeți ce ne-a trimis nouă. Ce ne-a trimis nouă? Agenția Națională de Integritate. De Integritate. Un răspuns care nu pare integral, ca să zicem așa. Nu pare integru. Sau integru. Așa. Mai dați-i. Că practic e... Ia stați un pic. Ce e asta aici? Cine a realizat venitul? Daniel Apostol Bârzu. Da. Bârzu este. Sursa venitului, autoritatea de supraveghere financiară, instituția statului român, nu? Și pătrățica sub control acolo. Parlamentar, da? Numit de Parlament, Consiliu de Administrație al autorității de supraveghere financiară. Deci nu-i vreun SRL, nu-i serviciu prea, salariat. Salariat la o instituție a statului, domnul în cauză. Și l-a venit, a pus doliu. Doliu! Tu mi-ai un doliu acolo? Dumnezeu să-l ierte. Sau un dreptunghi și dar Dumnezeu să-l ierte. Mi-am făcut o cruce, am vărsat un pic pe jos. Și cu doliu ăsta aici. Deci ei la stat depun declarațiile cu salariul de la stat anonimizat. Și cei de cât la... au luat? Uitați cât a câștigat. Și cei de la Ani au luat această replică fermă, dar severă. Ani, îmi dă documentul ăsta. Păi și eu trebuie să întreb. Ani, tu cum faci controlul de integritate dacă declarația e așa? Poate trebuie să dezlipim de aici. Trebuie să râcăi cu ceva? E câștigător? Dacă râcăi, mai trage o dată. E un los aici. Ce doamne iartă-mi acolo? Mă gândesc că ăsta nu-i venitul. Nu se duce când se duce dânsul la cumpărături. Și vă costă 10 lei. Uitați un dreptunghi negru. De dreptunghiul ăsta negru ce puteți să-mi dați? Și cum anume autoritatea de supraveghere financiară, instituția statului român, aflată în momentul față într-un scandal incredibil. Și nu se află la finalul unui scandal, scandalul City, se află posibil în debutul unui nou scandal Euroins. Rămâne de văzut. Momentan sunt doar speculați. Cum îmi trimis tu Agenție Națională de Integritate? Tu Agenție Națională de Integritate, îți mai și zici de integritate. Puteai să spui Agenție Națională de Secretizare, de salarii undercover. Dar dacă ești de integritate, cum îmi trimis tu mie așa ceva? Cum îmi trimiți așa ceva? Ce să fac cu pătrățelul ăsta negru aici? Îmi place și atmosfera lor cu care au trimis. Să pun niște puncte albe, să zic că-i cerul noaptea înstelat. Ați văzut formularea sub care s-a trimis această înștiințare de către Ani? Ați văzut formularea? Da, mai dați-o dată. Era ceva festiv acolo. Haideți, domne, că vă punem la apuc. Haideți, domne, să vă dăm ce vreți. Haideți să vă... Deci era și o atmosferă de asta așa pe care se degaja, o atmosferă de competență, domne. Haideți ca să rezolvăm problema asta pe care o atmosferă de maximă competență. Nu sunteți în stare, domne, să căutați acolo. Noi tocmai asta invocam, faptul că e secretizat. Deci acest răspuns pe care ei l-au formulat vine să confirme o idee pe care noi o aveam. Deci el a trebuit cumva, răspunsul cumva ar fi trebuit să fie în cadrul răspunsului integrat salariul, venitul domnului director de comunicare de la ASF. Bun, vă dați seama că l-am contactat pe președintele ANI, da. Florin Moise Zisariel. Poftim? L-am căutat pe Google. Primul. Nu Zanfi, dacă vorbim de Ariel, poate că are și sens acolo în context. Găsesc un articol publicat de jurnaliștii de la Puterea, așa, pe data de 10 aprilie 2022. Hai că încă nu s-a făcut anul. Ce zic cei de la Puterea? Un titlu pe care l-am găsit aici. Aș fi discutat și acest subiect cu domnul Moise, dacă domnul Moise ar fi răspuns mesajelor noastre, telefoanelor noastre, pentru șeful integrității din România, atitudinea nu e una favorabilă. Domnul Moise, cu atât mai mult cu cât, vedeți că după ultima noastră discuție telefonică, că v-am prins în greșeală, nu a știut cui răspundeți, așa, ministrul economiei și-a corectat declarațiile de avere. Nu le avea publicate corect. Și a trebuit să facem noi munca dumneavoastră, domnul Florin Moise Zisariel. Și Zisariel de jurnaliștii de la Puterea, în cadrul următorului titlu. Vrei să citesc un titlu? Șeful ANI, Florin Moise Zisariel, a mușamalizat incompatibilitatea comisarului general al Gărzii de Mediu. Am înțeles. Bineînțeles, la Garda de Mediu nu era atunci domnul Buzăianu, Octavian Berceanu, ci doamna pe care au pus-o după să fie bine. Ca să se rezolve un pic toată chestiunea. Deci domnul acesta pe care l-am văzut în imaginea anterioară, pare că cu asta se ocupă, nu pare că ăsta e domeniul său de activitate. Într-un fel, acoperirea acestor venituri. Pare că din ce îmi citești, cam asta e preocuparea dânsului. Puterea a semnalat că începând din data de 27 octombrie 2021, puterea pensionarea... Publicația. Puterea, da. Ziarul Puterea a semnalat că începând din data de 27 octombrie 2021,
21. Și acum vreau să fii puțin atent, da, că sunt niște cuvinte cheie la care vom reveni. Da. Pensionarea Gălățeancă. Da. Cuvânt cheie. Mărioara Artemis Gătej a revenit la conducerea Gărzii Naționale de Mediu. Normal. Dar imediat după numire, adică pe 5 octombrie 2021, a fost impusă ca membru în Consiliul de Supraveghere al Damen Shipyards Mangalia S.A. cu mandat până noiembrie 2022. Asta e cumva la angajare. E un criteriu de eligibilitate, domnule, să fii din Galați? Că pare că toți de acolo provin din acest oraș. Pare că totuși înseamnă că ăsta e demers. Domnule, trebuie să angajăm oameni din Galați. Nu vede această incompatibilitate cruntă care o viza pe doamna pensionară Mărioara Artemis Gătej, pusă șefă la Garda de Mediu în locul domnului Octavian Berceanu, care deranja. Doamnă Dângalați, care ajunge membru în Consiliul de Supraveghere al Damen Mangalia. Bun. Și continuăm cu detaliile. Numai că de atunci, din 5 noiembrie 2022 până astăzi, data la care a fost publicat acest articol, din 5 noiembrie 2022, așa, Mărioara Artemis Gătej nu și-a trecut în declarația de avere că este membru în Consiliul de Supraveghere acestei societăți comerciale, care la acea vreme era condusă de actualul ministru al economiei, Florin Spătaru. Nu a vrut să se laude cu chestia asta. Este o doamnă modestă, de factură modestă, ca să zicem așa, și n-a vrut să se laude. Probabil că ăsta e sensul. Spune jurnalistul de la Puterea că l-au contactat pe domnul Florin Ionel Moise și recunoaște în ceea ce privește obligativitatea depunerii de către doamna Gătej Mărioara Artemis a declarației de avere și de interese în calitate de membru al Consiliului de Administrație de Supraveghere din cadrul SCS Damen Shipyards Mangalia, obligația este instituită în conformitate cu dispozițiile articolului. Da. Deci recunoaște, după care spune, vor fi efectuate demersurile necesare pentru verificarea respectării. Păi nu care cumva este același răspuns pe care noi l-am primit în direct de la domnul acesta, pe care l-avem această imagine emoționantă când vorbeam fix despre domnul provenit de la Damen și actualmente ministru al economiei, domnul Spătaru. Da. Exact aceeași gen de reacție. Aceeași atitudine. Aceeași atitudine. Și vreau să mergem mai departe. Domnul Șefani, uitați-vă la emisiune. Că vă faceți treaba după ce prezentăm noi public. Prezintă jurnaliștii de la Puterea Vești și dumneavoastră. Da, bine că mi-a spus. Asta e atmosfera. Dumneata, ce faci, șefule? Domne, bine că mi-ați anunțat. Păi haideți să-i mai arătăm ceva. Hai să-i arătăm. Domnul Șefani. Pe care vă numesc Ariel. Presupun că e o trimitere la detergent. Nu știu, ce reclamă mai sunt și personaje de desene animate. Te gândești că tu te-ai gândit la sirenă? Eu știu, nu știu la ce sene. Trebuie să explice autorii. Bun. Da, să explice jurnalii de la Putere. Ce-ți, domnule, l-ați făcut sirenă sau detergent? Mă rog. Contează detalii. L-am contactat telefonic, l-am contactat pe mesaje, nu răspunde, nu vrea să vorbească cu noi. Bun. I-am prezentat declarația de avere directorului de comunicare de la ASF. E cenzurat, asta ne trimite, asta e transparență. Am prezentat straniu caz al șefului Gărzii de Mediu, care lucra și la Damen. Recunoaște că era ceva neregulă. Și eu ce să fac? Vă rog frumos, estimați telespectatori, să urmăriți următorul exercițiu live. Intrați, vă rog, pe site-ul Guvernului României. Chiar în aceste momente emoționante, să intre și colegii noștri eventual în concomitență cu dumneavoastră acasă. Nu intră doar colegii. Sau intră doar colegii. Intră, ce rost are, consumați internetul aiurea. Da. Domnul șefoani, sunteți atenți, sper, că vă arătăm ceva. Opa. Guvern, mergeți la guvern aici. Cabinet de ministri. Ați pe cabinet de ministri. Ați un pic în jos. Vă zic eu când să vă opriți. Hați! Aș dori la domnul Lucian Nicolae, dacă se poate. Vreau să deschidem declarația de avere. Dați declarația de avere. Guvernul României în timp real, nu facem niciun fel de... Ca să n-aibă domnul Ciucu senzația că poate e o... Mașinațiune. Da, falsificare. Coborâți un pic. Coborâți? Asta vreau să zic, da. Ați înțeles ce vreau să spun. Așa, mai dați. Dă-i. Haideți că ziceți că vă parchez. Dați. Dar vreau să ajungem la... Vă spun eu unde vreau să ajungem. Mai dați un pic. Trebuie cu mai multe atât. Aici. Atât. Astea sunt datoriile pe care le are domnul Bode la bănci, la societăți comerciale. Noi am vorbit până acum despre datoria pe care trebuie să-și o facă domnul Bode. Și aici este datoria pe care și-a făcut-o. Astea sunt datoriile pe care și le-a făcut singur. Are o datorie la o persoană fizică
contract de împrumut notarial. Persoană fizică. Ești tu, domnul Buzoianu? Domnul Zanfir, din potrivă. Nici eu nu sunt. Problema e că nu știm de la cine împrumută ministrul de interne. Hai să vedem suma. În 2022, cu scadență în 2023, deci după un an pe altul, 100.000 de euro. Dacă aveți 100.000 de euro câteva luni și vă rezolv, vă dau înapoi, sunt om serios, m-ați văzut și la televizor, vorbesc cu ăștia cu Schengen-ul. Deci dați-mi și mie 100.000 de euro și am rezolvat. Deci, de la o persoană, nu știm cine, da? Ministrul de interne ia 100.000 de euro în 2022, cu scadență în 2023. Anul ăsta trebuie să dea. El având mai... mergeți un pic în sus. Nu, ca datoria de multe. Ca să vedem. Deci are datoriile astea de plătit. Plătește rate la aceste credite. Are un celebru datornic, da. Mai ia 100.000 peste, se angajează să-i dea înapoi după un an pe altul și haide să merge la capitolul venituri. Pentru că, domnul Buzoianu, veniturile anuale... Nu acoperă suma. Ale domnului Bode și ale doamnei Bode nu acoperă datoria cu atât mai mult... cu cât luăm în calcul și celelalte datorii la care plătește rate. Și ce facem, domnul Zanfir? Facem o chetă să rezolvăm necazul ăsta? Nu! Îl mai sunăm o dată în direct acum pe șeful Ani să-l întrebăm dacă nici de asta nu știa. Și dacă nu știe nici de asta. Nu știe nici de doamna Găteș. Nu știe nici de domnul Apostol de la ASF. Mai bine facem altfel. Îl sunăm în direct acum pe domnul Moise de la Agenția Națională de Integritate. Dacă tu ne-am adunat, trebuie să rezolvăm. Și rugăm pe domnul Moise de la Agenția Națională de Integritate să spună dânsul ce știe. Nu, că orice. Asta o rezolvăm. Deci, practic, hai să avem și un demers totuși. Să ne întoarcem la datoria de 100.000 de euro și să după un an pe altul. Da. Ia. Suntem chiar aici în fața datoriei domnului Bode. Suntem la fața locului, prezentăm, suntem transmite din fața datoriei domnului Bode. Ia. Sunăm la directorul Ani să încercăm să rezolvăm, dacă e ceva de rezolvat. Bună seara! Ai accesat mesageria vocală? Nu, păi nu mă accesez. Eu vreau să-l accesez direct pe șeful Ani. Haideți să-i lăsăm un mesaj, poate, domnul Zanfir. Să tragem un semnal de alarmă. Să ne sunați când puteți. De la 18 la 20, de luni până vineri. Venim, facem o ediție specială și în weekend pentru dumneavoastră. Domnul Zanfir, datoria e destul de mare. 100.000 de euro împrumutați de ministrul de interne, da, care nu are venituri suficiente să-și plătească 100.000 de euro într-un an chiar și celelalte rate. Domnul și să-și trăiască. Haideți, și nu știm de la cine a luat 100.000 de euro. Domnule, asta contează. Domne, și sigur că... Eu vreau să... Nu e nimic ilegal. Nu e nimic poate ilegal, nu s-o așteaptă vreo moștenire, poate joacă în mod constant la loterie. Nu, eu nu vorbesc despre vreo ilegalitate comisă. Eu nu vedeam acest necaz. Dar asta eu vreau să știu altceva. Domnul Buzoianu. Avem necaz mare de tot. Vreau să știu următorul lucru. Trebuie să-l ajutăm. Dom'le, e legal să spui persoană fizică contract de împrumut notarial în condițiile în care declarația de avere e publicată pentru transparență? Ca să știu și asta eu de la cine asta s-a împrumutat. Asta e noima, da, până la urmă. Nu e o curiozitate. Ministru peste poliție și jandarmerie. Da. De la cine s-a împrumutat 100.000? Nu e normal să știi? Când am avut subiectul cu domnul Freddy Simonis, aveam o problemă că nu știam cui a vândut apartamentele. E vorba despre o transparență de care trebuie să dispunem, în sensul în care trebuie să vedem domnul Bode cui este și dator. Atenție! Pentru că cine știe ce, doamne iartă-mă, că dacă a luat de la domnul Schmidt, înnebunesc. Deci înnebunesc dacă au că a luat de la domnul Schmidt. Dar poate a luat de la Nehammer. Sau de la Nehammer. Că poate are Nehammer. Deci, vedeți, speculațiile care se pot isca sunt determinate de această anonimizare. Și încă o chestiune interesantă. Dacă în cazul veniturilor pe care le-am prezentat anterior vedem că suma e cenzurată, domnul Bode a scris persoană fizică, contract de împrumut notarial, deci nici Agenția Națională de Integritate nu poate dispune verificările, informația corectă și completă nu există nicăieri la stat. Și atunci, cum se exercită contractul, contractul o să vedem, că e la notarial, să vedem cum se desfășoară. Dar cum anume se desfășoară controlul de integritate dacă dânsii nu pot verifica? Păi cum? Cum anume funcționează transparența așa când ne referim, atenție, la secretarul general al partidului aflat la guvernare, care ocupă și funcția de ministru de interne? Da, e o problemă, domnul Zanfir, și aș vrea să găsim... E o problemă la Ani, că nu domnul răspunde. Zanfir, e o problemă a noastră, că avem pe domnul Bode. Eu l-am văzut pe omul ăsta, l-am văzut că e preocupat, zic, bă, să vezi că are necazul ăsta cu plagiatul. Are necazul ăsta cu plagiatul pe care trebuie să-l rezolvi. E necaz mare de tot. Și acum am dat seama că e anul 2023, când trebuie să restituie această sumă de
100.000 de euro. Și veniturile domniei sale nu acoperă acest împrumut. Și sigur că îl vezi pe domnul Bode când se duce la Schengen acolo, că el vorbește, încearcă, gesticulează. Bă, dar capul poate nu, mintea poate nu stă acolo. Care această problemă de rezolvat când ai tu, de exemplu, dacă ai avea 100.000 de euro de dat înapoi, de restituit, dacă ai avea 100.000 de euro. Bă, n-ai fi totuși cu gândul aici. Te-ai gândit să faci, să treci cum faci? Nu intrăm pe terenul speculației. Nu intrăm pe terenul ăsta, da. Nu, domne, nu intrăm pe terenul speculațiilor. Da. E treaba ministrului de interne cum gestionează. E treaba domniei sale, dar e și treaba noastră. Sigur, să prezentăm informația. E unde într-adevăr avem și o nemulțumire instituțională, e la Agenția Națională de Integritate, care în primul rând nu are o comunicare eficientă cu noi, să-i semnalăm mai multe chestiuni suspecte domnului Moise, nu vrea să participe într-un dialog cu noi. Și mai mult decât atât, vreau să știu cum anume e în acord cu manualul pentru completarea declarațiilor de avere acea mențiune persoană fizică. Păi, ok, persoană fizică sau persoană juridică, mă gândesc că ne lua la o entitate spirituală, cu ai luat de la o energie superioară banii. Fizica era domnul Iohannis, nu? Înțelegi? Profesor de fizică, nu. Bun, fizică. Deci, haideți să lămurim. Domnul Moise, intrați domnul Moise pe telefon și explicați dacă vă faceți treaba la Agenția Națională de Integritate sau vă facem noi la televizor. Nu? Păi facem domnului Moise treaba. Bine, să primim din partea dânsului totuși venitul măcar pe care mulțumim. Dacă noi lucrăm pentru dânsul, să le dați un mesaj cu vă mulțumesc mult. Da, măcar tot, mulțumit, dar... Dar el ce face? Joacă solitar? Adică am și eu niște speculații. Nu răspunde la telefon în timpul programului, că a fost sunat astăzi la o oră absolut rezonabilă. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem, pentru că ziua de astăzi a consemnat și un moment important, o să vedeți despre ce e vorba, a consemnat și un alt moment important, cel al controlului companiei OMV. Vom discuta despre asta imediat. Ordonanța respectivă a fost de protecție a profiturilor excepționale realizate de Petrom și nu de a aduce la stat o parte din profiturile excepționale. Spun profituri excepționale pentru că, indiferent de conflictul din Ucraina, de războiul Ucraina-Rusia, nu îl costă pe Petrom mult mai mult să extragă petrolul din solul românesc. Deci, prin urmare, toată diferența de la menținerea prețului de extracție și până la vânzarea la niște prețuri mari datorate războiului este un profit excepțional. Deși Petrom a spus clar că nu se încadrează în ordonanță, ANAF pare acum că îi dă dreptate și cere explicații de la Comisia Europeană de cum trebuie aplicată ordonanța de solidaritate pe energie. E de remarcat transparența Petrom, care arată că a făcut o analiză atunci când a comunicat pe bursă, care spune așa: statul român va lua nimic în urma acestei ordonanțe, în schimb compania noastră mamă OMV va plăti 150 de milioane de euro, va plăti statului austriac, pentru că acolo se încadrează pe prevederile europene. Deci ceea ce a spus Petrom, înclin să cred că este adevărat, tăcerea în acest moment a ANAF, înclin să cred că este un semnal că Petrom, după ce a făcut analiza și a publicat-o pe bursă, a spus: nu ne încadrăm în acest lucru. ANAF a verificat, probabil că a constatat că analiza Petrom este că nu se încadrează. Specialiștii acuză că autoritățile încearcă să întoarcă situația pe toate părțile pentru a se scuza. Devine ușor, ușor clar pentru toată lumea că acea ordonanță e un joc de glezne al politicienilor români, fie că vorbim de Ciucă, fie că vorbim de Căciu, șeful ANAF ce să facă? L-a pus și pe el, au pus politicienii, ieși, fă și tu un pic de joc de glezne, că trebuie să păcălim populația, că noi de fapt vrem să supraimpozităm, când de fapt legitimăm acele profituri excepționale în beneficiul acționarilor privați ai companiei Petrom, în speță cel mai mare acționar privat care este OMV. Deci Comisia Europeană ce să răspundă? L-am auzit pe domnul Căciu declarând lucruri pe acest subiect și era așa în starea unui cetățean de păsat. Domnule, am întrebat și noi mai departe la Comisia Europeană, am pus noi niște întrebări, acum să vedem, așteptăm răspunsuri, o să vedem, eu sunt convins că vor plăti. Asta este atmosfera în legătură cu acest subiect pe care îl vom urmări. Între timp, domnul Buzeanu, puțin mai devreme v-am prezentat cazul Straniu, al directorului ASF, care ne susținea public în emisiune că declarația sa de avere cuprinde toate detaliile. E publică, o găsim. Da. Am făcut rost de declarație. Pare mai degrabă pudică, nu publică. Pentru că se ascundea. Asta e altcuiva. Da. L-am sunat pe șeful Ani să-l întrebăm: domnule, normal să-și blureze salariul luat de la stat? N-a răspuns la telefon. Am mai prezentat și Straniu caz al împrumutului, nu știm de la cine, luat de domnul Bode. Asta este declarația de avere
a șefului Ani. Bun, sunt desigur, acolo sunt niște desigur cenzurate informațiile precum CNP-ul și domiciliul, da, dar e clar, da, sub semnatul Moise și da. Florin Ionel, da. Vreau să mergem la capitolul venituri. Hai să mergem unde ne interesează. Haideți să mergem la capitolul venituri. Bun, acolo ce e cenzurat, adresa unde are lucruri cenzurate, e legitim. Bun. Da, domnule, dar interesant. Între timp vom ajunge și o să vedeți momentul spectaculos pe care probabil îl anticipați cu toții. Momentul în care aflăm veniturile. Venituri. Cât a obținut dânsul ca vicepreședinte, cât a obținut dânsul ca președinte, că a fost și vicepreședinte, după care a fost președinte. Și noi așa. Și hai să vedem doamna. Doamna Moise. Doamna Moise a lucrat consilier, desigur, în cadrul aceleiași Agenții Naționale de Integritate, după care s-a mutat la ASF. Ia uite, domnule, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Deci, noi întrebam în legătură cu ASF-ul pe soțul doamnei de la ASF. Noi voiam să-l întrebăm pe șeful Ani dacă e normal ca directorul de la ASF să-și cenzureze veniturile. În declarația de avere a lui, a șefului Ani, este cenzurat venitul soției de la ASF. Și cum ar fi fost să intrezi să spună, da, domnule, nu-i normal, o să fac o verificare. Păi dacă tot te-a pus să verifici, verifică și declarația ta. Domnul deci Zafira, șeful unde Ani are declarația... Asta nu e a soției, e a lui. În legătură cu treaba asta, îți spun eu unde trebuie să sunăm. Dom'le, trebuie să sunăm la Integritate acolo, la Agenția de Integritate, Națională de Integritate, la Ani trebuie să sunăm. Stai un pic, chiar de la Ani vine toată... Cenzurezi și numărul de telefon în curând. Da. Deci ce să-l întrebi pe șeful Ani despre declarația cenzurată? Dar nu ți se pare o incompatibilitate mică aici întâmplată în discuția noastră? Nu știu, mă gândesc că poate e o incompatibilitate. Păi poate a dispus, poate a fost de acord cu secretizarea informației, dar atunci să ne explice cum, doamne iartă-mă, la o instituție a statului român sub control parlamentar pot fi angajații cu salariu secret la statul român. Cum? Uite așa, exact cum a avut acolo. Bun, luăm o scurtă pauză până mâine, să aveți o Românie bună în continuare, deschidem mâine de la ora 18 din nou. Ne vedem mâine. Seară, toate cele bune.